Te-ai îmbătat vreodată atât de tare încât a doua zi să regreți? Eu încă nu. A, da, sigur, se întâmplă fiecare săptămână. Mie îmi place PR-ul negru. Cât mai frumos te comporți cu mine, cu atât mai mult nu-mi place de tine. Salutare, internet! Astăzi stăm de vorbă cu o fată tare simpatică pe care eu o cunosc de tare mult timp și voi cu siguranță o cunoașteți pentru că a lucrat la o mulțime de televiziuni deja. Salut, Nicoleta! O mulțime de televiziuni, dar sună atât de bine sau nu prea, nu știu. Eu țin minte două, dar asta e mult sau mai multe au fost? Trei. Au fost și mai multe, am avut și eu portaluri de știri, adică așa. Am un CV tare complet. Acum ești la Jurnal TV și ești ca peștele în apă, pentru că eu te cunosc de foarte mult, tu ai o pasiune pentru modă și acum ai o emisiune despre modă, Madam. Da. Dar cât de mult poate să nu-ți placă această emisiune, dacă într-un cuvânt spune totul. Da. Așa, foarte modest. De unde ți-a venit ideea? Ideea proiectului. Denumirea proiectului, știi, Madam, de Nicoleta Adam. De unde să fie? Dar să știi că de denumirea nu m-am ocupat eu. Am un coleg foarte ingenios. Eu i-am dat o listă. Uh-huh. Când discutam despre proiect și despre ce vom face din această toamnă, toată lumea știa, păi nu, dacă e modă, tu o să fii, e clar. Uh-huh. Ce o să facem, o să ne gândim, dar trebuie să începem cu denumirea. Eu am scris cam ce ar vrea să aibă proiectul, am dat o listă de denumiri, iar colegul meu a spus, măi, tu ai un nume de familie atât de frumos și chiar nu vrei să-l pui deloc în valoare? Și eu zic, păi, nici m-am gândit la asta, dar poate nu mult timp să mai stau în familia mea și după asta cum a să schimb denumirea proiectului? Aoleu, te măriți? Glumesc, nu. Și așa a venit denumirea de Madame. Nu este un proiect simplu, este un proiect frumos, dar totul se datorează echipei pe care o am, pentru că ne-am ales cei mai buni profesioniști. Lucrez cu Nathaniel Kowalski, stilist vestimentar, Ana Sârbu, care este o make-up artistă de excepție, și Victor Tvorcheschi, care face minuni la podoaba capilară. Așa, vreau să te întreb, pentru cei care nu știu, este vorba de o emisiune, se înscriu femei și voi le schimbați look-ul, imaginea, atât vestimentar cât și coafură. Le schimbăm destinul. Destinul, da. Da, e, știi că dacă o femeie, în schimb, se vede mai frumoasă, ea se simte altfel și transmite o altă energie și cu siguranță se schimbă tot în jurul ei. Am vrut să te întreb, dar te rog să fii foarte sinceră. Dacă s-a întâmplat vreodată ca o concurentă atunci când s-a văzut schimbată, să nu-i placă sau să fie șocată, să strâmbe din nas, să spună, aoleu, nu sunt eu, nu-mi stă bine. Eu vă sper că această doamnă poate nu se uită la interviul nostru, dar dacă se uită, atunci asta e. Noi suntem la 10-a eroină deja filmată, asta înseamnă 10 ediții cap-coadă filmate, montate, cu multă, multă muncă. Și da, a fost o eroină în care nu neapărat că nu i-a plăcut, pentru că atunci când s-a văzut în oglindă, a izbucnit în plâns, dar ideea era că ea a venit cu un păr foarte lung. Era un păr dezastruos, adică nu puteai să îi lași mărimea părului atâta timp cât el este foarte despicat, foarte nearanjat. Victor a încercat să-i spună, sau de fapt a întrebat-o, ești pregătită de o schimbare radicală în viața ta? I-a spus da, a mai întrebat odată, ești pregătită de o schimbare radicală în viața ta? Dar Victor nu glumește, adică el când te întreabă, face după. Așa. Și a luat părul, l-a rotit așa de două ori pe mână, a luat un foarfec și a făcut așa, hâț. Și evident, doamna nu a rămas cheală, dar reacția ei de trei ore de plâns ne-a dat mari bătăi de cap, atât nouă, cât și ei, noi nu puteam filma, îți dai seama ce înseamnă o emisiune. Toată lumea ne-am așezat pe scaun, ne așteptam doamna să se liniștească. Doamna, dacă îl vedea iarăși pe Victor, mai tare începea să plângă. Și zic, Victor, nu știu, cred că de grabă o să mă apuc eu să fac o... Dar cum s-a finalizat până la urmă? A fost sau nu mulțumită? Eu pot să arăt fotografii cum a fost și cum a plecat acasă. O să ne acasă. Dai pozele să le dăm, așa? Sigur. A fost o imagine, wow. Pentru mine, cred că a fost cea mai mare transformare din proiect, pentru că când vine o doamnă la tine de 40, ea arătând de fapt de 50, adică, nu știu, nu prea are grijă de tenul ei, de părul ei, asta contează foarte mult. Și atunci când vine, tu o transformi cap-coada și la final ea pare de 30 de ani îmbrăcată, coafată,
Pentru mine asta e o emoție pe care nu pot să o descriu în cuvinte. Nicoleta, tu ai fost un pic prezentatoare și la rețete și rețele, da? Ai fost în locul Danielei Ciocanu cât ea a fost în concediu de maternitate. Spune dacă au existat comentarii și guri rele care au spus a, ne-o vrem pe Daniela înapoi sau momente din astea și tu te-ai simțit cumva că ai furat locul. Nu, niciodată nu m-am simțit că am luat locul cuiva sau că am venit să înlocuiesc pe cineva. Daniela este colega mea pe care o respect foarte mult, care și-am învățat de la ea tare multe. Sper că și ea la rândul ei învață ceva de la mine. Nu am avut nicio divergență. Comentarii au fost, ca de fiecare dată, suntem în Republica Moldova și n-ai cum să te pui cu gurile rele, dar să știi că mie îmi place PR-ul negru și dacă scrie cineva, așa, după apar multe distribuiri și pe mine asta mă face și zic, măi, totuși sunt importantă, e mai grav că nu te comentează nimeni, fie de bine sau de rău. Ne cunoaștem încă din facultate și tu întotdeauna ai atras atenția prin stilul tău vestimentar deosebit. De unde vine pasiunea asta? Poate de la mama ta, de la bunica? Măi, eu nu știu de unde ar fi pasiunea asta mea, cu siguranță nu e de la mama, cum maica mea, bă, îi place să fie și ea aranjată, să schimbe hainele, dar cred că nu ca mine. Mama îi spune că la mine o fi o boală, eu nu înțeleg cum poți să ajungi acasă, epuizată după job, în loc să te așezi pe un scaun, să citești o carte, tu iarăși răscolești în toată garderoba asta ta și vezi ce să mai îmbrac, ce să spun, dar pe mine asta atât de mult mă relaxează, eu nu pot să-ți explic. Mie dă-mi o oră liberă de a combina hainele între ele și după nu ai treabă cu mine. Sunt atât de chill, atât de relaxată că nu mai am nevoie de nimic. Eu nu știu de unde vine. Eu când eram mică, eu stricam toate hainele. Maica mea își cumpăra, eu mă uitam și mă gândeam, a, dacă eu aș îmbrăca cămașa asta ca rochie și aș rupe de aici colanul și l-aș lega mai jos, ar fi pentru mine. Eu luam, tăiam, cosam. Eu nu duceam hainele la un atelier pentru că nu aveam bani și cum să-i cer mamei bani pentru rochia să-i o stric ei, adică nu era logic. Eu o stricam, luam un ac și o ață și eu de mână scurtam pantalonii sau fusta care era pentru mama și o făceam pe mărimea mea. Și era cusătură ieftină, e clar că se vedea că e făcut de mână, dar eu eram atât de mândră și maica mea m-a întrebat, unde e fusta mea? Nu și eu după, eu ascundeam și după ziceam, ia, dar deja e stricată. Păi am avut probleme foarte grave cu mama. Mama a spus că eu nu știu ce să fac. Eu am impresia că trebuie să pun la dulap lăcățele ca tu să nu mai strici nimic. Zici, fă la păpuși, dar nu strica pentru tine, că nu o să le îmbraci. Tu te îmbraci foarte bine. Asta te costă foarte mult? Sau cât de mult te costă pe tine? Nu mă costă foarte mult, pentru că eu nu cred că o ținută frumoasă trebuie să coste neapărat mult. Ceea ce costă mult la mine sunt gențele, pantofii, și cam atât, pentru că eu cred că fiecare femeie trebuie să investească fie într-o geantă scumpă sau o pereche de pantofi, dar avem pantofi care îi putem purta zi de zi, nu neapărat sume extravagante. Hainele sunt niște obiecte vestimentare la care nu trebuie să ținem mult la ele, trebuie să renunțăm. Am îmbrăcat-o o dată, de două, de trei, am dat-o, nu știu, am făcut o cadou, pentru că eu și pe tine să te întreb, tu o să porți o rochie la patru evenimente în care te-au văzut toți oamenii? Nu, noi avem boala asta. După ce am îmbrăcat-o o dată, hai de două ori. Eu cred că în Republica Moldova există suficiente outlet-uri care să-ți permită să te îmbraci frumos de laci la bani puțin. SH-urile sunt preferatele mele, dar oamenii mai spun că nu e etic. Cine știe câți oameni au murit în acea haină sau nu știu, mai erau articole și comentarii. Dar pe mine asta nu mă interesează. Dacă pe mine o haină mă face să mă simt bine, ea poate fi și purtată. Eu o să o reinventez, o să o cos, o să o tai și o să-mi fac să fie stilul meu. Care este cea mai scumpă piesă de la tine din garderobă? A, să știi că dacă mă întrebai care este cea mai ieftină, o să era mai cont. Păi te întreb și cea mai ieftină. Cea mai scumpă? Eu nu știu ce-o fi cea mai scumpă. Dacă vorbim de haine, eu nu cred că am haine să fac ceva mai scump de 5.000 de lei. Și 5.000 de lei ar fi un costum din două piese pe care l-am cusut la comandă, pentru că eu nu cumpăr. Dar genți, pantofi? Dar genți, pantofi... Am și pantofi de 700 de euro și genți de aceeași sumă. Dar am și genți originale de la branduri super internaționale din magazine vintage din Milano, pe care le cumpăr la prețuri foarte accesibile, nu știu, gen o geantă de la Louis Vuitton ar putea să te coste 40 de euro, când în magazin este peste 400.
Da, eu cred că secretul e să știi să prinzi reducerile, outlet-urile, SH-urile, cum spuneai tu. Și cea mai ieftină? Și cea mai ieftină este o rochie de la Prada, de un leu, pe care am luat-o în un SH, pot să cred așa ceva? Din Chișinău, o rochie foarte, foarte bengoasă. Am vândut-o la un târg, am organizat anul trecut un târg și am ajutat niște copii care suferă de autism. Mm-hmm. Și... Dar omul care a vândut rochia de la Prada cu un leu, păi ce-a fost? Să știi că piețele de SH sunt foarte... Dar ce-a fost în capul lui? Sigur nu știa. Păi era o doamnă, eu nici, sincer, eu m-am chiar uitat dacă la nu știa material. Eu am văzut că e o textilă scumpă, eu nu m-am uitat pe etichetă, pentru că atunci când costă un leu și este pusă într-o cutie, nu o să te mai gândești. Eu am luat-o, mie mi-a plăcut foarte mult combinația asta de culori și zic o să iau acasă și o să văd, o să combin eu cu ceva, fie măcar și într-o emisiune. O să o port și după o să renunț la ea. Eu am luat-o acasă, eu scoțând-o din geantă, văd Prada, zic, măi, dar poate e batistă. Mă mai uit, zic, nu e rochie. Am spălat-o, am călcat-o și culmea că nu avea niciun defect. De obicei mai avem crăpături sau textila deja e super uzată. Da, uzată, da. Dar eu am purtat-o de 2-3 ori la un eveniment, la 2 prezentări și am vândut-o. Mai scump de un leu, dar a fost pentru o cauză nobilă. Logic, nu? Hai să vorbim un pic așa și despre viața ta personală, că cu siguranță ai ceva să ne spui. Te măriți? N-ai nimic ce să vă spun. Degetele sunt libere. Și atât. Spune dacă există un bărbat în viața ta care te susține. Dar să știi că bărbații în viața mea nu au fost permanent. Așa, niciodată nu ai prea fost singurică, da? Nu am fost și singură. Eu nu cred că fericirea unei femei constă doar în bărbatul pe care l-ai. Nu doar, dar eu cred că contează totuși. Dar un bărbat îți mai colorează zilele. Este soarele din viața ta, este acel soare prezent, mă luminează sau nu, probabil se vede pe chipul meu. Este un bărbat cuceritor, dacă pot să spun așa, foarte, foarte amuzant, peste măsură de amuzant. Uneori eu nu mi-o înțeleg glumele. E foarte sincer. Nu e genul de bărbat care să-ți facă complimente de dimineață și până seară. Și probabil la asta mă face să fiu ok lângă el, pentru că e un secret la mine. Cu cât mai frumos te comporți cu mine, cu atât mai mult îmi place de tine. Așa. Sincer. Asta e valabil în toate relațiile sau doar cu bărbații? Cu bărbații, cu femeile, da, deci... sunt super ok. E ok, nu trebuie să ne certăm ca să te porți frumos cu mine. Nu. Ok. Și spune-mi, voi n-am observat să postezi poze cu el, de ce? Vă ascundeți sau... Fericirea iubește liniște. Și sincer, probabil este primul interviu în care vorbesc despre relație. Eu cred că atunci când relația este una frumoasă și o ții în liniște, ea o să fie publică, cu siguranță știe momentul când să apară. Când să apară, da. Nu văd o necesitate neapărat sau un moft de-a meu sau de-a lui ca să ne afișăm, să postăm poze. Pentru ce? Hai, acum vreau să-mi răspunzi la niște întrebări cu da sau nu. Ok, hai să facem. Nicoleta, să joc și eu cu tine sau te descurci? Nu, vreau și tu să te prezentă, hai! Așa, spune-mi dacă ai mințit vreodată că ți este rău ca să nu mergi la serviciu. Cred că da. Dar nu, cândva, la un alt job, bineînțeles, nu la ăsta. Ai uitat vreodată textul în direct? Adică trebuia să spui bună seara și a apărut ceva, nu știu, cortina neagră și... De fapt, asta se întâmplă în emisiunile directe. Da. E frecvent, deci dacă nu ai acolo o musculiță în casă care să citească, vezi că vine următorul invitat și tu trebuie să povestești de invitat, dar în același timp ai un alt text pe prompter. Ai avut vreo relație cu un bărbat din showbiz? Nu. Dan Bălan, bă, hai! Eu da, dar nu o să-ți spun cine. Mă rog. Ai fost vreodată la o plajă de nudiști? Eu nu am fost, da. Și cum a fost, draga mea? A fost bine, dar nu știu, trebuie să întreb pe maică-mea, ea m-a dus, eram mică. Erai mică, păi atunci nu e interesant, că nu ți-ai minte. Ai ieșit vreodată la o întâlnire cu un admirator? Nu mi-a spus cineva. Stai, admirator? Nu. Da. Așa, deci s-a declarat admiratorul tău și după aia te-a convins să ieși la o întâlnire. Da. Așa. Te-ai îmbătat vreodată atât de tare încât a doua zi să regreți? Eu încă nu.
Întrebă. A, da, sigur, se întâmplă fiecare săptămână. Serios? Ai, mă. Nu, dar să știi că... Dar fiecare... Dar cum ai? Bă, nu, deci o singură a, dată. Trebuie să mergi cu mine la o distracție asta. Nu e, nu e corect față de tine. Da? Trebuie să știi că de fie... Nu chiar de fiecare dată, dar... Atunci când petrecerile sunt bune, bune, cu asta se sfârșește. Ajungi acasă și spui, măi, nu mai bea în viața mea. Deci, de apă, sunt la petrecere și consum apă, apă, apă. Nu, mi s-a întâmplat o singură dată. Eram cu fetele și, într-adevăr, am băut foarte multă șampanie. Nu o să spun denumirea, dar și acum, când o văd, mi se face rău. Și atunci mi-a fost rău și nu mi-a plăcut senzația. Am spus că nu mai vreau. Așa că, nu, dar cine știe, o să merg cu tine. Trebuie să fii la altă etapă. Și să vezi că o să-ți placă. Spune-mi dacă ai oferit vreodată un număr de telefon fals. Da, a trebuit da, să fac asta. Ori. Bărbații... Dar și femei. Adică era pe nivel de niște colaborări care nu prea mă interesau și foarte mult hai te rog. Și nu am dat un număr incorrect. Era un număr de la un job. Dar eu am dat numărul incorrect. Țin minte că eram într-o lebuz și un domn mai în vârstă s-a legat de mine și i-am dat numărul incorrect și el mă suna și telefonul meu, știi, de ce nu, dar de ce se întâmplă, nu răspunde. Nu știam ce să fac, nu mai țin minte cum am scăpat, dar am scăpat până la urmă, dar a fost groaznic. Așa, și o ultimă întrebare, spune dacă ai fost agățată de o persoană de același sex. Mă, nu. Da, de foarte multe ori, în Franța mi s-a întâmplat cel mai des. Și cum ai reacționat? Păi nici cum. Dar și la noi în Moldova, apropo. Așa, ți s-a întâmplat, da? Da, ești cu placul tuturor. Dacă mă uiți bărbații, de ce să nu mă iubească și femeile? Așa. Să știi că mai am o provocare pentru tine. Vreau să spui dacă, nu știu, îți plac unii bărbați din showbiz-ul de la noi, dacă le atrage atenția, dacă ai idoli. Idoli? Da. Nu știu pe cine idealizez eu din showbiz-ul nostru, dar avem foarte mulți bărbați, frumoși? Frumoși și așa. Stilați. Ia să văd, vreau să văd dacă îi recunoști. Deci, Nicoleta, eu am să-ți arăt niște buze sexy și tu va trebui să ghicești ale cui sunt. Deci sunt bărbați din showbiz-ul de la noi. Primul. Să-l ghicesc după buze după sau buze, după barbă? După buze. Și barbă, nu știu, așa buze, barbă. Da. Ionel Istrate nu poate fi confundat cu altcineva. Da, ți-a fost ușor. Aici va fi mai greu, cred. Nu cred. Nu cred. E Igor Sârbu. Nu pot să cred, dar nu pot să cred așa. Știi că Igor Sârbu are un parfum fenomenal. Eu nu știu ce brand o fi. Era venit la noi în emisiunea la Rețete și Rețele și mergeam pe hall-uri și zic, măia, cui e parfumul? Și domnul de la pat zice, Igor Sârbu a venit. Igor Sârbu, o să-l chem și eu să văd despre ce parfum este vorba. Așa. Ia uite un băiat cu aluniță. Pe buze, sau nu e alunița aia? Măi, nu știu cine e asta. Nu, nu e alunița. Dar de ce mi-arăți doar buze, dar ochi, nas? Nu, doar buze, draga mea. Să văd dacă ești atentă, bărbatul când vorbește, tu la ce te uiți? La ochi, la ochi, dragă, la ochii ne spun totul. Da, ochii e foarte ușor. Bă, nu știu, este foarte celebru, cred că este cel mai celebru dintre interpret. Dintre toți? Da. Cum îl cheamă? Eu cred, noi am vorbit despre el astăzi. Cel puțin eu. Tu? Da. Măi, nu știu, gata, mă predau. Draga mea, îl lăsăm pentru mine, este Dambalan. Dambalan? Da. Serios? Da, este Dambalan. Dar parcă eu are, parcă mi-ai pus altele, adică nu că n-avem buzut, are mari, dar... Frumoase. Și ultimul, dar nu cel din urmă. Ăsta e bărbat? Da. A, credeam că e o femeie. E Jochie Davis. Da. Wow, e puțin de el. Da, de ce? Ia uite ce buze frumoase și senzuale. Da, să știi că sunt mai vopsite la el decât la noi acum. Nu comentăm, eu nu comentez. Vrei să fii rău pe ceas? Să știi că vreau să-i avansez lui Jochie Davis o invitație în proiectul la Madame, pentru că o să avem așa. Ce să ne jucăm, așa că sper că nu se păscara. Apropo, vin la voi și bărbați sau să știi mai greu? Să mai greu. Acum, care trebuie să selectăm unul dintre ei. Așa. Și din noul sezon, începând cu ianuarie, vrem să schimbăm și să transformăm și bărbații. Eu cred că frumusețea nu are vârstă, nu are sex și oricine trebuie să fie stilat și frumos. Așa, Nicoleta, îți mulțumesc foarte mult pentru interviu, a fost o plăcere. Ești așa plină de energie. A fost atât de puțin,
dar de fapt vorbim de ceva timp. Da. Încântată și îți mulțumesc și sper să mă mai inviți aici la tine. Cu mare drag și mult succes la emisiune. Mersi tare mult. Vă mulțumesc și vouă pentru atenție.